Dai, 3, 2, 1, Marius. Salutare tuturor, să ne fac și bine m-am găsit la un nou episod de Lucky Block Marius. Iar înainte să începem, vreau să vă reamintesc foarte rapid să nu ezitați să apăsați butonul de like. Dacă la mine! Această serie de Lucky Block și vreți episoade în continuare, Marius, ca după ce vă reamintește să dați like și la el. Da, hai roagă-i tu, Rafaele, pe fanii tăi să vină la mine să dea like. De ce, Marius? Nu, astăzi nu. Da, deci nu ezitați să apăsați butonul de like dacă vreți episoade în continuare, pentru că sunt sigur că vreți, că tot primesc în comentarii Lucky Block, cere, hai Lucky Block, hai Lucky Block. La mine spun Lucky Block cu facecam, yeah! Yeah, vrem pe Marius să-l vedem cu facecam la Lucky Block. Da, uite acum. Zic cum se numește asta, Lucky Block cum? Lucky Block City. Am făcut Lucky Block City. Ne uităm puțin așa din perspectivă să vedem cum arată orașul. Hai, ridică-te, Marius. Deci e un orășel. Eu mi s-a făcut foame, v-am zis să mănânc și a construit Marius. Ia zis Marius să construiască așa un aspect de oraș. Dar văd că nu s-a oprit și am construit tot orașul. Mamă, e genial construit. Cine l-a construit, nu știu. Tu? Eu, da. Adică Marius a făcut doar partea asta și apoi nu s-a mai oprit, a construit tot. Da, construim așa, dar mai realist. Zice Rafael, oprește-te, bă. Abonații noștri merită ce e mai bun, Marius. E că mai ești încolo, nu mai știu sigur. Uite și ce frumos arată. Și că vorbesc singur aici, nici mă bag în seama, Marius. Gata, începem. Ca să explic din nou, chiar dacă cineva zicea să nu mai explic, dar mai punem chest sau? Noi. Mai punem chestul? Da, pune tu chestul că te explic. Lucky Block este un mod care adaugă aceste cubulețe cu semnul întrebării, iar atunci când le spargi, primești un item la întâmplare. Poate fi norocos sau ghinionist, nu se știe, poți să mori, poți să primești iteme cu enșanturi foarte bune, etc. Ce facem mai exact este că spargem toată linia asta de Lucky Block-uri, după care facem PvP, ne batem cu itemele colectate și încheiem episodul. Da. Așa mai ales? Da, asta facem. Și asta. Cine o să bată o să primească 10 milioane de like, 1000 de like. Cum prind de obicei 10 milioane de like-uri? Începem! Hai. Punem pariu că ăsta e primul ghinionist al tău. Hai să vedem. 3, 2, 1 și... N-a fost. Adică... Hai că le pun în listă. Le pun a fost mâncare, avem nevoie. Vreau să zic că le pun în listă. Chesturile sunt pentru a pune itemele în ele, itemele folositoare. Păi! Marius, e timpul să-ți folosești sabia. Ce făcuși că nu e vina mea? Norocitule folosește sabia. Ia uite unde mă dete, bă. Bă, sper că nu muriși. Da, muri. Marius, unde naiba? Stai că știu. Unde e, mă? Dă-mă înapoi, trebuie să ne dăm set spawn point. Uite aici că sunt zombi mulți, uite pe aici sunt e. Marius, ce youtuberi experți suntem noi? Avem probleme tehnice în episoade. Stai mă că eu văzusem turnul ăla. Uite-mă aici! Unde sunt eu? Ah, corect. Dă-i mob griffing și prostirele. Am dat. Atunci dă-i set spawn point. Spawn point. Game mod 0. Dar cum îi bat eu pe ăștia? Da easy, dificultatea. Să dispară. De ce? Păi nu mai putem să jucăm. Păi ce facem noi? Că noi n-avem nicio. Ia stai dacă a picat în cutiuța magică. Bă, dar pe tine de ce nu te bat, mă, zombii ăștia? Păi eram în creative. Marius, dă-i mie. Bă, păi ăștia, ăștia mă bat pe mine. Mă, să pun tot ce cam diamante, am restul. Bă, dar stai puțin, de ce nu pot să alerg? Prind. Mă, că moară, mor ei. O să moare. What? Mamă, ce mă sperie. O să fie Lucky! Bă, a găsit el mare sabie. Yes! Am pus-o! Ai belit-o, Rafaele! Aoleu! O stea, Lucky. Mare, dar nu vreau să belesc nimic. Bă, de ce ai făcut mă noapte? S-a întâmplat, Rafaele, să fie așa. Vrei să ne băgăm la somnic, Marius? Yes. Bă, dar nu pot să joc cu toți zombii ăștia aici, ești nebun. Eu ce spusei să dai pe easy? E, nu poți să dai pe easy, trebuie să-i batem pe toți. Ia stai așa. Damage. Aha! Splash! Doamne, se blochează serverul, ești nebun? Nu se blochează, mă, nimic de aici. Asta ar trebui să-i curețe. Cred. Bă, n-ar fi să moară? Uite, bă, nu mă lasă să joni nerociții. Bă, n-ar fi să moară de la damage? Nu cred. Cu viață cred că trebuie să le dai. Cu viață? Da, da, dai de le cu heal. Ia încercă cu heal. Stai, mă, mare, să-i scoatem pe băieți din joc. Mai sunt și de-aia mici enervați. Cauza ta.
Ia uite, pe la spate. Pe la spate, pe la spate. Așa vor femeile bă, toate. Bă, ce caută Squidus aici? S-a blocat și serverul. Nu s-a blocat nimic, Marius. Hai, Rafael, că eu terminai deja. Bă, tu stai mă, de- bă, tu le spargi? Da. Bă, nu le spargi, bă, că eu am dat în creative. Adică, bine, pot să le spargi. Eu eram în creative să bat zombie. Bă, nu mă interesează pe mine, bă, eu vreau să termin. Bun, ne-am reîntors cât m-am dat în... am dat... Bă! Bă, stai soc de mine! Eu opresc frumos videoclipul să-i omor așa ușor în creative și mi-i bagă la loc. Bă, ce e bă asta? Eu nu mă mai joc, gata. Bă, bă ce fai? Uite-te și tu ce e aceea! Uite-te ce făcuși! Eu? Ce-i vina mea? Uite-te și tu ce e, mamă! Nu, 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 nu-i băga în apă. Așteptăm să moară, ha, bă. Am ardeți, Dovi. Dovi și drumul. Dar pe engine nu-i prea ard. Vreau dușmanii mei să ardă. Să moare. Să moare. Nu va moare, dușmanii mei. Bă, ăsta de ce nu arde, mă? Bă, bă, cu scripuri, ești nebun? Cum să joc eu așa? Iar game mod. Iar sabie de diamantate. Bă, eu filmez, Rafaele. Ce? Bă, iar-te, mă. Dar nu sparge toate blocurile, că după aia o să trească să mă aștept să le sparg eu și stai degeaba. Nu, că le sparge repede. Grăbește-te girafa umană. Ah, hai că cu asta le dau mai ușor. Nu știu, zicea cineva că dacă pui Lucky Pickaxe, dai click dreapta și se arată dacă e ghinionii sau nu. Nu știu că mă înșel. Bun. Stai. Hai să ștergem asta. Game mode 0. What the fuck? Ne-am reîntors și sper că de data aceasta să nu se mai întâmple nimic interesant. Cât timp îi crăpa mai pe ăștia, mi-a picat și sabia norocoasă. Uite, ce? Uite de ce e aici. Unde? Stai, mănâncă nasul. Ce, mă? Bă, câți mob sunt, mă? Aaaaaa! Bă, ce monstru! Hai, mă, îți bat joc de mine, iar începem! Bă, dă un domn... Deci, chiar de-mi. Stai așa. E a treia oară la rând când mi se întâmplă asta. Adică când pică, când se face noapte și apar monștri. Bun. Dar dacă, mă dau, dacă mă dau pe peaceful... Uite ăla resta pe dire. Hai, belito. Zi-mi și mie ce e asta, serios acum. What the fuck? What the fuck? Holy shit. Eu tai episodul, sparg 3 blocuri, apare aia. Tai episodul, sparg 3 blocuri, apare aia. La mine întreg. Așa întreg. Ce se aude, mă, ce țipă, Rafaele? Ce spawnaș, mă? N-a spawnat nimic. Ce e gastul ăsta? Tu l-ai spawnat. Eu? Cu ce? Ce spawnez, mă, guesturi? Nu spawnez niciun guest. N-am spawnat nicio guesturi. Ia, dispărut. Bun, ne-am reîntors pentru a 500-a oară. Da? Marius a spawnează guesturi și dă vina pe mine. A spawnează. Bam. Bun, hai să dăm drumul. Dar asta să pot să joc și eu normal, ca un om, să-mi mai spawneze 500 de creeper și toate bălăriile posibile. Hai să vedem. Asta o să am nevoie să o duc înapoi la bază. Bă, cam terminarăm la fire aici. Ce? Cam terminarăm. Terminai blocuri. Marius, cât eu timp curățam tot, da, el nu avea stres, el spărgea lucky blocuri. Este un fel de îngrijitor pentru el, eu țin locul curat aici. Bă, tu ce faci, mă? Bă, de ce le spargi, mă, pe ale mele? Nu spărsă-i nimic, Rafael. Astea de aici ce sunt? Nu spărsă-i, Rafael, ți le băgai ca o comoară. Să poate ai noroc. Nu-mi zic că ai pus de stai ghinionii ăștia aici. Nu mi spusă-i nimic. Te uiți pe video. Hai, să-ți dea lumea dislike dacă ai pus de stai ghinionii. Nu pusă-i nimic, ești bolnav. Nu știu, sunt. Hai, gata, că facem. Ce e gata, zi-am zis că o să trebuie să aștept după mine să le sparg. Mai ales n-are stres, el le deschide. Cât timp eu curăț pe aici.
Uite două berze, wow! Ce mă? Zboară două berze deasupra casei mele. Berze? Berze. Berze în Minecraft, Marius? Ah, nu bă, păsări. Era vorba. Yay! Yay! Ce nebodă? Deci de nu mi-au picat la Lucky Sword-uri. N-am văzut așa ceva. Bă! Cam atât, și cu acest episod, eu am fost X-Slayer, baftă lume, pa. Ce? Eu am fost X-Slayer, baftă lume, pa. Pa. Am ales? Bă, nu știu cum să zic eu, dar n-am armură. Bă, ce eu am? Aia e bele, bă. Am și eu un Lucky Sword, dar mai dă unul de la tine ca să-mi ajungă. Bă, ăla nu se strică, mă. Dacă apucam mere, știi că era armură. Haide să vedem ce facem, ne băgăm? Ce să bagi, mă? La luptă? Băi, așteapt tu. Păi ce mai, că nu mai ai făcut nimic. Eu după tine, eu cum așteptam după tine? Deci avem așa, ender pearl-uri. Facem craft, pui crafting sau iau eu lemne după jos? Puneți un crafting dacă ai. Pune un crafting. Ca să nu mai intru eu, că stau într-o poziție incomodă dacă te interesează domnul girafă umană. Am vrut săgeată. Am eu săgeța, nu-ți dau. Nu-mi da, Marius. Pui un crafting? Ce, tu nu poți să pui? Bă, tu ești invizibil? Nu, stă fața ta. Bă, ești invizibil. Mai ești o dată și intră. Sau ies eu. Trebuie să reintru pe server. Craft. Păi eu dacă intru, iar îți vede lumea IP-ul. Și eu am IP de la așa ce lumea. Și da? Eu am IP de la, și eu am IP de la. Ce mă cartea asta cu Lucky, nu știu ce. Băi, nu poți să te lovesc, ești în game mode. Da. Bă. Cred că cam atât, nu cred că mai am nimic folositor aici. Dați-mi o secundă să mă reloghez și iată. Mă vezi? Da. Bă, Marius, ăsta... N-ai... Eu nu am, n-am armură. Și-ți faci armură de diamond, nebunul. Parcă luase și eu niște diamond la început, dar că a dispărut. Nu ți-l luai eu. Ba, tu l-ai la Marius, că altcineva n-am de cine. Zii unde ne batem. Pe un bloc. Eu în game mode data asta ca să am un avantaj. Pe un bloc undeva, hai. A ce ne mai bate, că deja mă bate, de ce am armură am. Nu știu, bă, știi PvP, tu ești șef în România. Asta așa e, dar cu sabie, cu enchant 500, ce ne mai. Unde se ne bate? Sabie, cu sabia asta poți să fii Hawaii de 500 de ori. Hai să mergem undeva într-un loc frumos, Rafael, uite. Marius, să zic să ne batem aici, pe turnul ăsta. Aici? Uite aici ne batem. Păi dacă îmi dai una și mă dai jos? Hai, bă, știi. Facem? De aici ne batem. Uite-mă aici, crafting table. Zi-mă, Marius, alegem un punct. Vrei să ne batem aici, că ne dăm doar lovitură și atât? Mamă, ce frumos e aici. Uite și ce frumos e apa asta. Privim apa și... Hai aici, bă, aici, pe ăsta ne batem. Mamă, ce frumos arată. Vino să te uiți. Nu ai shader frumos. Uite ce frumos arată. Nu știu dacă se vede pe YouTube la fel de frumos. Mamă, ce belea. Vezi? Gata? Hai, Marius, să-ți dau crâncena. Al treia cu mâncași mărul de aur. Marius. E de la bombastic? E fantastic. E de la enchantat? Nu știu, Marius, hai. 3, 2, 1 și... Ești gata să învați? Oh, n-ai bine, Marius, bă, ce îndoi el mie. Nu, câte mai aveai? Viața full avea, Marius. Bă, tu mâncași mărul enchantat. Și ai tu ai mâncat are cu tămări înșantat. N-ai cum să te bați, poți să ai cea mai tare sabie de... Dar nu știu cum să încarc viața, eu ne-am văzut la mări înșantat. Și tu ai avut are cu tămări. Păi da, de-aia nu mai bătut, puteam să te bați și cu o sabie de diamant. Hai, Marius, meri... câte like-uri meriți că te-am bătut, Marius? Tu meriți 1000, eu 1500. Hai că deja mai bătusești de vreo 3 ori la rând, că se plângea lumea în comentarii. Bă, Rafael, te bate mereu, bă. Ca să vă spun secretul, Rafael, însă la început, bă, filmăm numai dacă mă las să te bat. Se bine, da. Mă, hai. Da. Și i-am dat și 15 euro lui Marius ca de obicei ca să filmăm. Se rugă de mine, mamă ce frumos e apa, nu vine să filmești. Bă, dar tu ai ceva cu apa, bun. Bă, tu știi cum să vede, mă, e genial. Hai că mai avem de filmat. Bun, aici încheiem și noi acest episod, sperăm că v-a plăcut, mulțumim pentru ați acordat și ne vedem data viitoare. Vă pupă toți. Gata, Marius.